Conducerea Consiliului Județean, care a convocat la sfârșitul săptămânii trecute prima ședință extraordinară, îi acuză pe liberali de reacredință și de continuare a ignorării votului cetățenilor. Colegii noștri liberali au luat vacanță deja și au arătat că votul cetățenilor pentru ei nu contează și că bâlciul și bătaia de joc la adresa populației din noi, cei din coaliția majoritară, am arătat că suntem oameni responsabili, că județul Neamț are nevoie de o conducere, are nevoie de ordonator de credit, are nevoie de oameni care să conducă județul. Și vicepreședintele Laurențiu Dulamă, președinte al Partidului Mișcarea Populară, susține că partidul pe care îl reprezintă a decis să sprijine PSD-ul care a câștigat președinția Consiliului Județean pentru interesul nemțenilor. Ceea ce mi se pare nou, cel mai important, și vorbesc în numele meu și a colegii mei, doamna consilier din partea Partidului Mișcarea Populară, este că s-a început munca, s-a început treaba la Consiliul Județean în favoarea și interesul societății și a locuitorilor județului Neamț. Deși poate mulți dintre dumneavoastră n-au crezut sau nu credeau că această majoritate va rezista, vă spun cu siguranță că ea va rezista în interesul cetățeanului. Și așa cum am spus, proiectele și hotărârile adoptate și care se vor adapta în continuare trebuie și sunt așteptate de către cetățenii. Președintele ALDE, Ionela Saftei, cel de-al doilea vicepreședinte al Consiliului Județean, consideră gestul liberalilor ca fiind sinucigaș din punct de vedere politic. E un problemă dumneavoastră care lipsesc, e o problemă de democrație, însă sigur, așa cum am spus-o de foarte multe ori, este o crasă lipsă de respect față de cetățenii acestui județ și așa cum am spus-o și alte vorbitorii mei, e o situație bizară, să zicem că undeva, pentru că ajunge în situația asta plină de petiție, probabil că din punct de vedere politic sunt într-o așa cel mai sinucigași, ca să zic acela. Liberalii cred că au dreptatea lor și cred că numai instanța poate decide de partea cui este adevărul politic. S-a încălcat sau nu legea care prevede votul secret? Trebuie sau nu sancționată o astfel de încălcare flagrantă a legii? Păi sunt întâlnite toate condițiile infracțiunii de abuz în serviciu. De acum nu mai ține de noi. Noi ne facem datoria, o să introducem plângerea, va ține de instanță. După, în momentul în care vom epuiza toate căile legale de a ne câștiga dreptatea, vom... Veți reveni în Consiliul Județean. Bineînțeles. Și pe această cheală chiar aș vrea să transmit tuturor cetățenilor județului Neamț care au votat cu noi și care și-au pus speranțele în a-i reprezenta la nivel de Consiliul Județean că o vom face la cel mai înalt nivel și cetățenii care ne-au trimis acolo bănuiesc că sunt în asentimentul nostru, adică și dânsii și-ar dori să putem forma o majoritate. Pentru noi, jurnaliștii, ca reprezentanți ai cetățenilor, nu rămâne decât să constatăm o realitate tristă și anume aceea că nici în mandatul 2016-2020 nu va fi liniște în Consiliul Județean și cei care se bat cu cărămida în piept că vor binele județului nu vor altceva decât să-și vadă de interesele de partid, cele de a ajunge la ciolanul gras al puterii.